Yogis și bine ați venit pe Salteluță! Pentru astăzi avem o clasă focusată pe picioare, pe hamstring, după cum probabil ați văzut și în titlu. La mine este în acest moment 7 și jumătate dimineața, nu m-am încălzit absolut deloc până acum. M-am gândit să facem clasa asta împreună. Ne vom concentra pe a ne întinde mușchii din spatele picioarelor sau hamstring-ul, dar și pe a crea forță și o musculatură puternică, pentru că stretching-ul fără câteva exerciții de forță înainte este destul de periculos, pentru că ai șanse mari să te accidentezi. Acestea fiind spuse, haideți să începem! Și nu uitați, dacă vă place conținutul meu, vă mai doriți astfel de filmulețe, de videouri, am să vă rog să-mi lăsați un like și un subscribe, eventual să apăsați și pe clopoțel, pentru a fi notificați de fiecare dată când postez câte un filmuleț nou. Hai să începem! Începem în fața salteluței. Picioarele sunt drepte, întinse, degetele mari sunt lipite, călcâiele sunt puțin depărtate. Pelvisul este puțin în interior, nu încurbez lombarul, ci mi-aduc pelvisul în interior. Brațele sunt pe lângă corp. Degetele sunt perfect întinse, brațele la fel. Respir aici, abdominal. Atenția este în interiorul meu. La nivelul respirației, al poziției trunchiului, picioarelor. Continui să respir aici încă 5, 4, 3, 2, 1, mă ridic ușor pe vârfuri, cobor, mă ridic din nou pe vârfuri, cobor, sus, 3, jos, 4, jos, 5, rămân aici pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, ușor jos. Bun. În acest moment ridic brațele sus, deasupra capului, palmele lipite. Pe expir, cobor cu genunchii îndoiți, spatele drept, fundul în spate, până în momentul în care am ajuns cu degetele de la palme pe sol, punctez salteluța. Tălpile mele s-au depărtat puțin aici, nu mai sunt cu vârfurile lipite, ci sunt ușor depărtate, cât să-mi pot păstra echilibrul. Genunchii sunt îndoiți, spatele este perfect drept. Capul coboară înspre podea, împrind coatele stânga-dreapta și mă leg în ușor, tot stânga-dreapta. 5, 4, 3, 2, 1, punctez cu vârfurile pe sol, de aici. Voi încerca să-mi îndrept picioarele, palmele mi se ridică de la sol, spatele mi se îndreaptă, palmele sunt pe tibii și rămân aici pentru încă 5, spatele meu este perfect drept. În mod greutatea de pe călcâie, în față pe vârful, probabil vedeți cum mi se mișcă trunchiul, șoldurile sunt deasupra gleznei. Dacă poziția voastră nu este aici, ci aici, rămâneți aici până când vi se vor detensiona mușchii din spatele picioarelor. Bun, pe expir, cobor din nou trunchiul, pieptul, îndoi din nou genunchii, palmele sunt pe sol. Rămân aici încă 5, 4, 3, 2, 1, îndrepți din nou picioarele, îndrepți spatele, ridici trunchiul, palmele, pe tibii, pe coapse sau chiar mai sus, unde te simți confortabil. Dacă poți să punctezi cu vârfurile pe sol, rămâi acolo. Pentru încă 5, 4, 3, 2,
Unu, expir, cobori. Din nou vârfurile pe sol, din nou genunchii îndoiesc, din nou capul coboară. Spatele este în continuare drept, lung, mai rămâi aici încă 5, 4, 3, 2, 1, îndrept, spatele îndrept, picioarele ridic, pieptul pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, expir. Încerc să nu mai îndoi picioarele. Încerc să rămân aici pentru încă 5, 4, 3, 2, 1 și sus, 5, 4, 3, 2, 1, expir pentru încă 5, 4, 3, 2, 1, deci, îndoi în genunchi, duce în fundul, în spate. Palmele vin prin dreptul tălpilor. Ridicăm trunchiul sus, palmele pe lângă urechi, pelvisul interior, cerus. Trebuie să-mi pot vedea la picioare aici. Genunchii mei nu sunt peste vârfurile degetelor, ci degetele de la picioare. Pelvisul este în interior, nu am spatele curbat, ci pelvisul este în interior și rămân aici. Expir, cobor cu palmele pe sol. Cât de aproape ajung de sol, încerc să am spatele cât se poate de drept și nu cu bărbia în piept și spatele rotunjit. Dacă spatele drept este aici, aici rămân. Este important să simțiți tensiune în spatele picioarelor și de-a lungul coloanei vertebrale. Pentru că ăștia sunt mușchii pe care îi targetăm și pe care îi lucrăm în momentul de față. Mai rămânem aici încă 5, 4, 3, 2, 1. Chair pose, din nou brațele pe lângă urechi. Genunchii sunt cât mai aproape, cât de mult puteți deasupra gleznei. Superior pe lângă 5, 3, 2, 1 și sus. Bun. Venim puțin în fața salteluței. Ridicăm genunchiul drept. Rămânem aici pentru încă 5, 4, 3, 2, 1. Și pășim cu el în spate, într-un high lunge. Bun. Am să vă rog să fiți foarte concentrați asupra trunchiului și a posturii. Piciorul din spate este perfect întins, încercăm să nu-l ținem îndoit, ci să-l întindem cât de mult putem. Genunchiul piciorului din față este deasupra gleznei. Nu trebuie neapărat să fiți foarte jos aici, ci trebuie să ne păstrăm o postură ridicată și puternică. Brațele sunt pe lângă urechi. Deci, îmi voi îndrepta piciorul din spate și îl voi îndoi de 10 ori. Voi face acest lucru fără să-mi îndoi piciorul din spate și fără să-l mișc. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acum voi îndoi piciorul din spate și voi îndrepta fără să mișc piciorul din față. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le îndrept pe amândouă și le voi îndoi pe amândouă și 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, sus, venim pe delatul salteluței cu picioarele depărtate. Vârfurile degetelor sunt puțin în interior, călcâiele implicit puțin în exterior, cu mâinile în șold. Ne aplecăm în față. Ușor, ușor, ușor și cu spatele drept. Punctăm cu palmele pe sol. Din nou, spatele este drept, cât se poate de drept. În cazul în care nu puteți ajungeți cu palmele până pe sol, rămâneți cu mâinile în șold. Rămâi aici încă 5, 4, 3, 2, 1, ușor sus și ne întoarcem pe celălalt picior. Piciorul drept este în față, piciorul stâng este perfect întins, brațele pe lângă corp. Îndoim și îndreptăm piciorul din față fără să ne mișcăm pe cel din spate și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rămânem cu piciorul din față îndoit, cel din spate se îndoaie și se îndreaptă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amândouă întinse, amândouă îndoite în același timp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sus. Revin pe centrul salteluței cu picioarele. Vârfurile sunt lipite, călcâiele sunt ușor depărtate. Brațele din nou sus, pe lângă urechi. Expir, cobor, palmele cât mai aproape de sol. Aici. Încerc să pulsez cu pieptul cât mai aproape de picioare. Abdomenul tinde să se lipească de coapse. Spatele este drept, pieptul este înainte. Din nou, poziția voastră poate să arate așa. Aici rămânem. Pulsez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rămân cât pot de jos pentru încă 5, 4, 3, 2, 1 și sus. Sus înseamnă că îmi îndrept spatele. Bun. Voi rămâne în această poziție. Îmi voi introduce palmele sub tălpi. Vârfurile degetelor de la picioare ajung până la nivelul încheieturii. Absolut toată palma e pe sol. Cu genunchi îndoiți și cu pieptul și abdomenul pe coapse, încerc pe cât posibil să ridic fundul și să-mi îndrept picioarele. Continui aici. 10. Pulsez ușor cu fundul spre podea și cu fundul sus. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, poate ați văzut că am alternat între coapsele lipite de abdomen cu picioarele îndrepte sau coapsele dezlipite de abdomen
cu picioarele drepte și spatele drept. Puteți alternați și voi. Îndreptăm picioarele până în punctul maxim. Depărtăm abdomenul de coapse, întindem spatele, privirea în podea. 5, 4, 3, 2, 1. Rotunjim spatele, lăsăm capul să cadă pentru încă 5, 4, 3, 2, 1. Scoatem palmele de sub tălpi. Prindem degetele mari de la picioare. Spatele este drept în continuare. Nu știu cum să stau să mă vedeți mai bine. Spatele este în continuare drept. Greutatea este pe vârful. Aici. Depărtăm coatele în exterior. Lăsăm capul să atârne și rămânem aici. În cazul în care poziția aceasta este imposibilă pentru voi, stați cât de sus vă permit picioarele și spatele și încercați să rămâneți aici pentru 10 respirații cu spatele drept. Să simțim tensiune în spatele genunchilor, în interiorul genunchilor, spre gambe, spre fesieri, peste tot. Rămânem aici încă 5, 4, 3, 2, 1. Îndoim genunchii, bărbia în piept, spatele rotunjit și sus. Bun, yogis! Aceasta a fost clasa noastră de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că vă simțiți bine. Puteți încercați, ori de câte ori vă doriți, să vă detensionați picioarele, spatele lor sau să vă întăriți musculatura coapselor. Sper că v-a ajutat. Vă pup! Pe data viitoare! Pa!